Avem și o tortă ca să vă ducească sufletul și cei care vă conjoară în această zi minunată. Dar vreau să te întreb, îți dai seama cine vine surpriza? Da. Cine? Așa, din partea scumpilor părinți care sunt în depărtare și n-au avut posibilitatea să fie în aceste momente, dar să știi că cu inima și cu gândul mereu este lângă tine. Și vreau să citesc și un mesaj de felicitare. Cea mai frumoasă zi a fost acea în care te-a văzut fețeșoara pentru prima dată și te-am ținut în brațe. Ești minunea noastră și vrem să-ți dorim să ai parte de toată căldura omenirii, un ocean de sănătate și toate florile lumii adunate în cel mai frumos butier. Visele de azi se devină realitate, speranțele de mâine vor veni, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să te soțească mereu. Ești cel mai bun copil din lume. Te iubim mult, mult, la mulți ani, scumpa noastră, cu drag, mama și tată. Aplauzele voastre! Poți să transmiți și tu, mame, un mic mesaj, un semn de mulțumire? Da. Dragi părinți, eu vreau să vă mulțumesc din suflet. Să știți că mi-e tare dor de voi și vă iubesc din spus de mult. Eu vreau să vă faceți cât mai bine de acasă. Vă mulțumesc frumos pentru tot. Așa.